Secretarul județului Sălaj, dr. Cosmin Vlaicu, a fost ales vineri președinte al Asociației Secretarilor de Județe din România. Funcția este o recunoaștere a activității desfășurate de secretarul județului Sălaj în ultimii ani. Ales președinte al Asociației Secretarilor de Județe din România, secretarul județului Sălaj Cosmin Vlaicu a expus principalele obiective pentru mandatul său. Printre obiectivele propuse se numără atragerea secretarilor de județ care încă nu sunt membri ai asociației, precum și consolidarea legalității și a capacității administrative. În plan organizatoric mi-am propus să realizez o atragere a celor colegi secretari ai județelor din România care nu sunt astăzi membri ai asociației. Asociația cuprinde, într-adevăr, majoritatea colegilor din țară, însă sunt câteva județe care nu fac parte astăzi prin secretarii județelor din acest organism. Și sigur, pentru a fi cât mai reprezentativă, ea este reprezentativă prin prisma numărului, dar pentru a fi și mai reprezentativă, ca să spun așa, mi-am propus și ne-am propus împreună cu echipa de conducere să îi atragem și pe acei colegi care nu fac parte azi din asociație. Asociația este o organizație cu un profund caracter profesional. Prin urmare, cred că este de interes comun să realizăm și acest deziderat. Apărarea drepturilor și intereselor secretarilor de județe, dezvoltarea profesională a acestora, consolidarea statutului juridic al secretarului OAT, în general și mai ales al secretarului județului, sunt câteva dintre obiectivele fundamentale pe care noua echipă aleasă în fruntea acestei asociații și le-a propus. Potrivit președintelui Asociației Secretarilor de Județe din România, Cosmin Vlaicu, alegerea sa este importantă și pentru recunoașterea județului Sălaj din punct de vedere a contribuției pe care sălășenii au avut-o la nivel național. Cred că înseamnă mult. Este, dincolo să spunem, de o opțiune personală a colegilor care, mă rog, eu sunt onorat că și-au pus încrederea în mine, m-au ales acolo pentru că știți cum e, una este când ești numit într-o funcție și alta este când ești ales, adică te bucuri de încrederea colegilor cu care lucrezi sau a colectivului din care provii. Deci pentru mine este o mare onoare acest lucru, asta în plan personal. Pentru județul Sălaj, eu cred că este, spun așa fără lipsă de modestie, o punere pe harta județului și din acest punct de vedere. Adică se dovedește că și județul Sălaj, un județ așa mai micuț, să spunem, sub aspect geografic, sub aspect administrativ, sub aspectul întinderii sale, este un județ care poate să dea specialiști în diverse domenii, cu toată modestia și în domeniul despre care discutăm astăzi. Cosmin Vlaicu, secretarul județului Sălaj, a fost ales în funcția de președinte al Asociației Secretarilor de Județe din România în cadrul unei întâlniri desfășurate vineri la Sibiu, cu ocazia cărei a fost desemnată conducerea Asociației Profesionale a Secretarilor de Județ, respectiv președintele și Consiliul de Administrație.